Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft, seria noastră de single player. DA Plays Minecraft, mai exact. Și pentru cei care ați văzut episodul anterior, nu știți ce este chestia aceasta din spatele meu, de ce am pus steagul României în spatele meu. Ha! Păi v-am zis că o să fac o ușă de 3x3 și am găsit un model foarte compact și l-am făcut pe ăla și am reușit să-l fac. Nu știam exact ce culori să pun. Că, na, era 3x3, cam greu de găsit așa un model care să se potrivească cu pereți și am zis, dacă tot am steagul României aici, hai să-l fac și aici. Tada! Și aici am reușit eu să strâng ceva săteni. Aici o să vă arăt ușa imediat, o să vă arăt exact cum se face pe o lume creativă. Am zis că mai degrabă o fac eu aici, pentru că e destul de îngrămădit spațiul și vă arăt într-o lume creativă. Așa. Să mâncăm. Am făcut și level 30 de la săteni. Pe aici i-am adus. Aici, dacă ne uităm, este un mic tunel. La un moment dat nu o să mai fie în momentul în care o să am plin cu săteni, dar aici am adus, aici am pus cutii unde o să vreau să depozitez. Da? Iar aici n-am pus încă deocamdată nimic, o să punem împreună. Iar pe aici avem diferite tipuri de săteni. De exemplu, aici avem un sătean care ne dă 8 la dovleci. Aici am 18, care este perfect. 15 și 15, ceea ce este foarte, foarte bine. La dovleci și la pepeni este foarte, foarte rău, pentru că ambele merg până la 12 și 13, deci e foarte, foarte rău, dar celelalte sunt bune. Aici avem un bun la morcov, dar avem 8 la pepene și cred că la pepene, înainte era 7 cel mai bun, dar cred că acum este 8, cred că au schimbat, cred. Bun, aici avem, am găsit un topor cu eficiență 2, sabia nu e cine știe ce, dar o avem și pe ea. În caz de, ce mai avem pe aici? Avem Armorer cu Fire Protection 1, Unbreaking 2 pentru prețul perfect, că este 16 prețul perfect. Aici avem tot un Armorer cu Thorns, și am zis că de ce nu, că am destule locuri. Un Armorer foarte, foarte bun cu Protecție 2 și Unbreaking 2 și chiar mi-am și cumpărat-o, o am aici, de la el am cumpărat-o și aici mai am un târnăcop super, super bun, un târnăcop cu eficiență 3 și Unbreaking 3, este un super târnăcop. Pentru doar 14 emeralde, un super târnăcop. Aici am un cleric care este foarte bun. Mi se pare că pe ăsta l-am găsit în episodul anterior. Parcă. Ăsta avea ce avea? Avea siltaci, da, foarte, foarte bun siltaci. Cred că ar trebui pe topor am deja, bun. Cartografărul. E foarte important și el ca să avem de unde să cumpărăm hărți. Aici avem un sătean care are un schimb foarte, foarte dezavantajos la hârtie, dar avem un Sharpness 4 și mai avem și un, nu tu, un Loyalty 3. Și am zis că de ce nu să-l păstrăm. Fortune 2 e ok, dar parcă aveam, uite, avem Impaling 4 și Fire Aspect 2. Și am zis că de ce nu. Sunt niște cărți interesante. Aici avem un măcelar care ne dă 14 la pui și avem și un 16 la carne, iar aici avem un pielar cu 9 piele. Așa. Și cam aceștia sunt sătenii, auleu. Hai să dormim. Ce drăguț arată ușa asta. Chiar îmi place. Așa. Și așa va rămâne. Chiar dacă nu mai este ziua României, o să rămână cu steagul României făcut. Așa. Bun. Deci v-am arătat sătenii. Acum intrăm puțin în lumea de creativ ca să vă arăt ușa. Și acum că ați văzut ușa, haideți să vedem ce am eu pregătit pentru acest episod. În primul și în primul rând, v-am explicat eu în episoadele anterioare că avem o chestie foarte interesantă. Și anume, dacă mergem frumos pe aici, mergem în baza noastră. Așa, aveam altceva pregătit, dar vreau să rezolvăm o treabă. Cred că vreau, așa, stegulețul ăsta arată destul de interesant. Vreau să rezolvăm o problemă, cred că vreau în acest episod. Nu știu sigur, dar cred că aș vrea în acest episod să fac asta. Cam două chestii care vreau să le fac. Avem aici, am pregătit eu, ca să nu mai stăm noi în episoade, am pregătit eu un drum
către spawnerul de schelet. Și anume am pregătit aici, am făcut așa, ia, avem probleme? Nu avem. Am pregătit o scară așa, n-am pus scări, dar am făcut-o ca o scară. Iar aici jos, dacă mergem, avem fix spawnerul unde am săpat eu aici frumos, ca să putem să-l facem. Și am putea să-l facem oricând. Dar am mai făcut noi niște spawnere împreună, o să-l fac eu, într-un episod exact. Cred că fix acum mă duc la celălalt spawner, o să mergem, merg eu până acolo și vouă doar vă arăt. Dar, pentru a merge până acolo, avem nevoie de un obiect. Ia să mai iau eu și niște mâncare. Că mai am o groază de mâncare. Să vedem la furnal dacă mai am, dacă nu, de fapt sigur am în stash-ul meu cu mâncare, va trebui să-mi măresc ea, aici nu mai am, nu? Nu, dar am aici o grămadă de mâncare, am pește, nu mai am, dar am carne, uitați, am aici o grămadă de carne, pui, și aici nu am, fiindcă aici vin morcovi de aur. Vreau să-mi iau mâncărică din asta. Așa, și acum avem mâncare. Așa, avem nevoie de un obiect ca să putem să cărăm mai mult. Și vreau să ne facem niște ender chest-uri pentru că acum avem blaze rod-uri. Dar pentru ender chest-uri ne trebuie obsidian și ca atare dați-mi voie să cobor eu până jos, unde avem lavă, să strâng niște obsidian. Și am adus aici destul de mult obsidian. Am zis să facem 4 ender chest-uri. De ce să ne limităm doar la 2 când putem să facem 4? Ca să avem. Așa, pac. Pe unul vreau să îl las. Cum v-am zis că avem de pus aici la săteni, unul vreau să-l pun la săteni. Și anume aici. Pac. Perfect. Și pe unul voi ține la mine. Vreau celelalte două momentan să le pun. Nu le pun în Ender Chest ca să am mai mult loc. Fiindcă trebuie să mă duc la schelet să adun foarte, foarte multe chestii. Și ca atare pe celelalte două le las momentan aici. Unde avem și capul de Wither. Așa, și acum eu mă îndrept frumos spre scheleți. Ia să-mi las eu peștii ăștia acasă ca să am mai mult spațiu. Vreau să am cât mai mult spațiu posibil. Și ca tare pe ăștia mi-i las și mi-iau doar carnea. Bun, și ne vedem acolo. Am ajuns. Cam aici este spawnerul. Acum trebuie să vedem. Deci avem de recuperat toate chestiile astea de aici. Vreau să-mi recuperez tot sistemul ăsta. Pentru că implică foarte, foarte multe hopere. Adică foarte, foarte mult fier. Și chiar dacă am o fabrică de fier, nu vreau să arunc fierul la gunoi. Pentru că e ceva fier. Aici trebuie să am grijă că e lava care arde obiectele. Pac, pac, pac. O să vreau să fac un sistem puțin diferit. Un sistem care să urce scheleții și apoi să ei să cadă. Bun, punem ăsta. Vreau să-mi iau toate oasele. Săgeți aș putea să las. Că săgeți nu-mi trebuie așa multe. Poate o să iau, da nu, că arcuri cred că o să mai produc eu. Nu știu sigur. Momentan le las aici. Dacă eu o să vin înapoi să le iau. Când o să am mai mult spațiu. Momentan vedem cât spațiu o să am. Pe aici am glowstone, nu? Hai că pe ăsta îl las. Maneta asta e de la un piston, nu? Da. Nu știu dacă să-l las aici. Așa și cam atât ar veni sistemul. Mai este acest dropper pe care aș vrea să-l recuperez. Trebuie să am grijă la lava de dedesubt. A, nu e de dedesubt, e aici. Bun. Gata. Rezolvat. Și recuperăm toate astea. Se pare că mai am ceva spațiu, deci aș putea să mai iau câte ceva. Cred că o să vreau să iau pistonul, că e puțin mai scump. Așa. Cu tine. Hai să iau și glowstone-ul ăsta. Cam atât. Mai am spațiu. Aș putea să hai să iau arcurile. Că avem nevoie din când în când de arcuri. Și cred că atâta luăm. În principal mă interesa sistemul ăsta cu hopere. Asta mă interesa cel mai mult să-l iau pentru că este așa mai scump. Costă foarte, foarte mult fier și ca atare aș fi vrut să mi le recuperez. Acum ne vedem acasă la spawnerul de scheleți. Și suntem aici. Acum, na, va trebui să-l facem cam cum l-am făcut și pe celălalt. Ia să ne facem noi undeva o sursă infinită. Aoleu, parcă am lag sau mi se pare mie? Cred că mi s-a părut. Vreau un coace să-l aducem. De ce are lag? Știu, ori mi se pare mie, ori are lag. Ia tot așa. Ce s-a întâmplat cu filmarea? Cu jocul? S-a glitchit jocul. Ok, sper că nu. Nu știu, parcă mi-a agață mie puțin. Filmarea nu cred că are lag din ce observ, dar cred că mi-a agață mie puțin. Ceea ce e neplăcut.
Vedem. Bun, ia să scăpăm de blocul ăsta că ne încurcă. Ok. Parcă... Să facem așa. Aici, aici și aici. Bun. Acum ne mai trebuie încă o găleată. Ah, sau o iau direct. Nu, deci e ceva senzație cu lagul. Stați așa să verific. E ceva foarte ciudat. Acum cred că nu mai este lag. Ia să vedem. Da. Cred că am rezolvat. Ia să luăm noi asta și să facem aici o sursă infinită de apă. Oh, ce am făcut? Ah, am pus aici. Ok. Punem aici. Punem aici. Și punem aici. Bun. Jumătate rezolvată. Fac. Aici, aici, aici și aici. Bun. Și am rezolvat asta. Și acum punem apa și aici. Frumos. O să vreau să fac o chestie. Astfel încât scheleții și să ajungă pe un soul sand. Aha, deja s-a spawnat unul. Trebuie să luminez pe acolo ca să nu mor. Papucii mei săraci sunt cam pe ducă, trebuie să-i repar. Bun, unde? Cred că pe aici este întuneric. Unde ar mai putea fi? Aici. Bun. Acum, să mă gândesc. Deci aici aș... Oare pot să pun Soul Sand-ul direct aici? Nu cred că merge, din păcate. Decât să pun un semn aici. Da. Punem așa. Sau vreau să-l pun puțin mai încolo. Astupăm, pac, pac. Unde să-l punem? Dacă aici este bloc. Hai să zicem că-l punem aici. Și aici vreau să fie soul sand. Pac. Aici am trebuie un semn. Aici un alt semn. Și ei se vor împinge între ei, deci nu va fi problemă. Așa și vor ajunge aici. Iar aici am vor trebui foarte, foarte multe surse de apă. Și de soul sand mă ridică. Bun. Acum trebuie să ne gândim la locul unde vreau eu ei să pice. Ok. Am zis să îi aducem aici. Iar aici în față cred că vreau să pun... Am eu niște lemn. Vreau să-mi fac un crafting table. O crafting tabletuță. Și hai să o punem... Aici. Așa. Punem și o torță. Și vreau să fac... Niște trapdoor. Dar îmi trebuiesc... 3. Deci, din păcate, o să-mi ocupe loc degeaba. Unul din ele, dar îl pun în Ender Chest eventual. Cam așa vreau să fie și eu aici pot să vin să-i lovesc. Pe cele 6 blocuri. Bun. Pac, 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 ceva de genul. Vedem. Ok. Asta e partea a doua. Acum, prin blocul acela o să vreau să pice. Prin blocul acela. De acum o să fac eu singur. Va trebui să las cam... 21 de blocuri, plus încă jumătate aici, iar apoi să leg de acest loc. Ne vedem cu toată asta făcută, ca să nu vă plictisesc, că am mai făcut asta împreună. Ok, am făcut-o. Așa. Și anume am venit aici, aici o să stau eu AFK. Trebuie să am grijă să stau astfel încât să nu tragă scheleții în mine. Dar aici va trebui să decorez. Cert e că trebuie să facem și sistemul și îl vom face încoace. Sistemul care să-mi colecteze toate obiectele și să mi le și sorteze. Că nu vreau să stau să le sortez, eu sunt prea leneș. Și ca atare îmi corectez lenea cu un sistem de sortare. Așa. Bun. Și toate obiectele or să iasă prin hopperul acesta de aici. Aici ar trebui să fie toate obiectele. Perfect. Numai că e cam plinuț. Așa, ia să las eu cobblestone asta. Și cam atât se pare. Bun. Și acum o să facem sistemul. Deci, evident, el o să fie mai jos. Deci de aici direct o să coborâm. Cam cât oare? Așa că vreau să mai am încă un loc să-mi pun mâncarea în mâna stângă. Bun. Și eu practic vin aici, dau în ei și mor. La un moment dat, dacă o să am și o sabie cu sweeping edge, o să fie și mai bine. Și acum avem o sursă de experiență. Trebuie să-mi repar târnăcopul. Foarte important. Pentru că are mending.
Bun. Mending pentru cine nu știe, dacă am unealta în mână și primesc experiență, se va repara unealta direct cu experiență. Hai să așteptăm niște scheleți. Hai, spawnați-vă, că suntem pe filmare. Mai repede. Haideți, oameni buni. Aceste găuri nu afectează spawnerul, nu avem problemă cu asta. Ok, hai că se vor spawna imediat, perfect. Acum îi lăsăm să cadă și o să vă arăt imediat. Între timp, noi mai spargem pe aici. Trebuie să vedem exact cât vreau să mă duc mai jos deja, că ăsta e primul hopper. Trebuie să mă gândesc un pic, deci. Aha, și acum dacă țin târnăcopul în mâna stângă și iau XP. Vedeți? Mi se repară târnăcopul. Am 649. Vedeți? Și se repară. Dacă v-ați uitat acolo la durabilitate, se repară. Dacă are mending, se repară direct cu XP. Bun. Acum trebuie să văd exact cât de jos vreau să-l duc. Deci, acolo vine primul rând de hopăre, al doilea. Și apoi câte mai pun? 3 sau câte hopăre am? 13. Hai să zicem de ce asta ar fi primul, al doilea, hai să zicem că mă duc încă una mai jos. Așa, îmi vor mai trebui câteva hopăre, pentru că cele care le aveam în partea cealaltă nu mi-ajung. Dar o să fie destul de ok. Așa, deci vreau, am zis, cu una mai jos, nu? Ia, deci aici primul, al doilea și încă trei. Da, una mai jos, aici. Deci la acest nivel vor sta toate cutiile. Eu o să stau evident foarte, foarte mult off-camera să decorez. Dar, evident, asta off-camera, nu stăm împreună să facem asta. Aici aș vrea direct să fie cutiile, deci. Așa, aceste două blocuri vor reprezenta cutiile. Ca atare, aici va veni peretele cu hopăre. Așa. Fier, le iau pe tot, chiar dacă am o fabrică de fier. Nu duc. Nu am chiar o producție infinită. Bun. Deci aici ar veni hopperele. Deci asta înseamnă că va veni cam pac, 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 dacă nu mă înșel. Cam banul cu una mai sus vor veni astea. Aici. Pac, pac, pac. Bun, și acum trebuie să ajung la hopperul ăla de la scheleți. Așa încoace. Cam câte blocuri? Ia să sap eu câteva blocuri încolo să mă prind. Cam până pe aici. Și acum din partea aia alaltă. Evident, aș putea să mă uit și la coordonate, dar. Așa, și l-am găsit. Bun. Deci, la. Hai să spun că acoperim aici. Bun. Tragem hopăre. Pac, pac. Auleu. Nu, 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 nu. Pac, pac și încoace, nu aici, aici. Și trebuie să pun hopăre. Ăsta trebuie să dea în hopperul ăsta. Pac, pac, pac. Pac, pac. Așa și, uite, fix două. Bun, îmi vor mai trebui destul de multe. Mai exact, dacă stau să fac așa rapid un calcul, stați să pun aici direct cărămidă, căci cu cărămidă o să decorez. Cărămidă, slaburi și eventual niște lemn. Dacă stau să fac rapid un calcul, încă 12. Ok. Sistemul ăsta am și un tutorial pe canal despre el, ca atare nu-l vom mai face împreună, îl fac eu tot off-camera. Fac. Frumos. Și eu deci vin aici. Stau astfel încât să fiu sigur că nu trag scheleți în mine. Eventual pot să acopăr chestia asta ca să nu mai am griji. Pac, 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 pac. Sau eventual pun o sticlă, ceva, nu știu, ca să nu poată trage în mine. A, știu cum fac, dar nu știu dacă prin ăsta trece lumină. Că aș pune un din ăsta. A, știu cum fac, știu cum fac. Pun două slaburi. Iar aici pun niște din astea. Așa. Și când vreau să mă uit înăuntru, le deschid. Perfect, așa o să fac. Mai fac încă unul din ăsta. Crafting tabletă. Așa, ei se adună aici frumos și eu vin și eu mor. Perfect. Și când vreau să văd ce e înăuntru, mă uit pe aici. Super. Și acum pot să vin frumos să îi termin. Și pac. Și fac rost de XP. Va trebui evident să-mi repar, v-am zis, târnăcopul, dar cam acesta este episodul, băieți. Mă uitam să văd dacă s-a filmat. Ok. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut ce mai veți episoade în continuare, nu este asta, apăsați și voi pe butonașul de like.
Și dacă aveți idei de proiecte pentru această serie, bucuros le primesc, puteți să le scrieți în comentarii. Poate unele o să-mi placă atât de mult încât nu voi rezista să nu le fac și va trebui evident să le fac. Ca atare, nu ezitați să le dați. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!